războaiele din 2024 și lunile care urmează. Consiliul Arcturian din dimensiunea a noua, canalizat de Daniel Scranton. Salutări! Noi suntem Consiliul Arcturian. Suntem încântați să luăm contact cu voi toți. V-am urmărit progresul și suntem foarte încântați să vă spunem că am observat încă un salt gigantic pentru umanitate. Observăm aceste vârfuri în frecvența voastră generală, în perioadele în care, în general, vă asumați mai multe provocări și, pe măsură ce treceți prin aceste provocări, ieșiți pe partea cealaltă într-o stare vibrațională mai înaltă. După cum știți cu toții, vă confruntați în mod colectiv cu natura războinică a umanității acum de ceva timp. Este acolo, în fața voastră, și a trebuit să o recunoașteți. Acest lucru nu este nimic nou. Este ceva la care ați ajuns să vă așteptați în acest stadiu și este timpul să îmbrățișați această latură a voastră, activând în același timp și cealaltă latură, cea pașnică, cea care recunoaște conștiința unității și faptul că suntem cu toții una. V-ați oferit ocazia de a face acest lucru prin războaiele de mare avengură care au loc în prezent pe planeta voastră și ați îmbrățișat suficient de mult acest aspect al vostru în măsura în care a fost necesar. De asemenea, v-ați activat și mai mult natura pașnică, pentru că aceia dintre voi care sunt treji recunosc faptul că trebuie să fiți pacea pe care doriți să o vedeți în lume. Așadar, iată-vă aici, făcând progrese enorme pentru voi înșivă și este timpul să vă simțiți foarte bine în legătură cu locul în care vă aflați ca societate, ca și colectiv uman, pentru că veți continua să vă confruntați cu alte provocări de acest gen. Această provocare de a recunoaște acel aspect din voi, care este de natură războinică, este una dintre cele mai importante cu care vă confruntați. Și acum, pe măsură ce vă confruntați cu alte provocări de-a lungul călătoriei voastre, veți continua să faceți pași mari ca indivizi și ca și comunitate. Știm că voi, ca un colectiv trezit, vă dați seama că sunteți aici pentru a face ceva și pentru a face ceva măreț. Și deși nu vă puteți arunca într-o zonă de război și să-i faceți pe toți să depună armele, puteți, din confortul propriei case, să îmbrățișați acel aspect al umanității care declanșează războaie, să activați pacea din voi și să trimiteți iubire tuturor celor implicați. Iubirea voastră este importantă. Vindecarea pe care o faceți contează, iar compasiunea voastră crește cu fiecare zi și moment care trece, în timp ce aceste războaie continuă. Și astfel, voi sunteți cei care, încă o dată, sunteți chemați să faceți diferența enormă pe care știți că vreți să o faceți, iar noi suntem aici pentru a vă spune că eforturile voastre au avut impactul pe care v-ați dorit să-l aibă și că mișcați acul vibrației generale a umanității. Acest lucru se va vedea în lunile următoare, pe măsură ce veți continua să faceți această muncă și să vă recunoașteți pe voi înșivă ca fiind integrați, creatori de schimbare, lucrători ai luminii care ați intenționat întotdeauna să fiți în această viață frumoasă a ascensiunii.
Noi suntem Consiliul Arcturian și ne-am bucurat să ne conectăm cu voi. Sursa: danielscranton.com. Lectura: Mihaela.